De Sfântul Dumitru, prăznuit pe 26 octombrie, nu este doar o mare sărbătoare religioasă, ci și una dintre zilele speciale din an legate de credințe și obiceiuri populare. Sfântul Dumitru este în special un patron al păstoritului, mai precis cel care pune lacăt pe stâne și aduce în desagă iarna. De altfel, în popor, indiferent de datele pe care le stabilesc administrațiile locale, oficial pentru sezonul anual de pășunat, gospodarii consideră că acesta se desfășoară de la Sfântul Gheorghe la Sfântul Dumitru peste tot. Bătrânii spun că Sfântul Gheorghe mână turmele spre deal, iar Sfântul Dumitru le alungă la vale. O zicală amuzantă susține chiar că de Sfântul Gheorghe la stâne se încaieră câinii, iar de Sfântul Dumitru la vale se bat stăpânii. Ideea vine de la faptul că ziua de Sfântul Dumitru este considerată dintotdeauna sorocul de plată pentru înțelegerile făcute în primăvară în legătură cu pășunatul. Și la astfel de termene mai întotdeauna se ceartă între ei partenerii care băteau palma voioși în primăvară. În prognoza meteo populară se mai spune că dacă va fi în această dimineață brumă, mare sau îngheț, vremea va fi bună până la schimbarea pătrarului lunii, iar dacă e prea cald ori plouă, vremea va fi și în continuare ploioasă și propice pentru moină și noroaie. Indiferent cum a fost toamna până atunci și dacă a nins deja sau nu, se consideră că abia din această zi căldura o mănâncă lupul și se face cu adevărat frig. De altfel, Sfântul Dumitru este considerat și singurul care poate ține frâu în frâu lupii și de aceea imaginea sa este pomenită adesea în asociere cu aceste animale. Păstorii și proprietarii de animale din Bucovina respectă cu sfințenie sărbătoarea și pentru a le fi protejate animalele peste iarnă de atacul animalelor sălbatice. Toți păstorii încearcă să prezică în felul lor cum va fi iarna. Una dintre metode este așezarea în zori a cojocului în mijlocul turmei. Se crede că dacă se urcă pe cojoc o oaie albă, va ninge mult, iar dacă oaia e neagră sau sură, va fi ger și iarnă seacă. În ajunul sărbătorii există și obiceiuri respectate de gospodine. Pentru belșugul casei și sănătatea animalelor, pentru un bun iernat al cerealelor semănate din toamnă, femeile oferă pomană săracilor din boabe fierte și lactate. Pomana se oferă mai ales bătrânilor pentru ca fructele să se coacă în anul următor și spicele să ajungă la maturitate. În unele locuri, ca la orice mare sărbătoare, în seara din ajunul său se aprind focuri mari pe dealuri, păzite apoi de bărbați întreaga noapte. Ritualul are menirea de a lunga spiritele rele care, în nopțile sfinte, ar umbla dezlegate prin lume în căutare de colțuri întunecoase. Totodată, paznicii focurilor au astfel ocazia de a conversa îndelung și de a afla vești până atunci secrete despre fiecare familie din comunitate. Tot acum, fetele și băieții se încing la horă, iar copiii primesc cadou dulciuri. În această zi de Sfântul Dumitru, se tunde coama cailor pentru a le crește părul frumos. Se spune că cei care țin această sărbătoare vor fi feriți de boli, iar vitele vor fi păzite de lupi. În Bucovina, cine seamănă usturoiul după ziua de Sfântul Dumitru va avea parte în anul următor numai de pagubă. Dacă în grădină a rămas o floare ce nu s-a ofilit,
aceasta nu trebuie ruptă, ci lăsată acolo spre mângâierea sufletelor celor morți. În popor se spune că dacă până în această zi nu ți-ai plătit datoriile, le vei da înapoi dublu. Originea numelui Dumitru este grecească și vine de la zeița Demeter. Demometer înseamnă maica poporului, adică demos, popor, iar meter, mamă. Se spune că Sâmedru este cel care, împreună cu Sânt George, împarte anul pastoral în două anotimpuri, iarna și vara. De Sâmedru începe tradiția populară, în tradiția populară, anotimpul iarnă, care va ține până pe 23 aprilie. În legendele populare românești, Sâmedru este asemănat cu Făt Frumos. Sâmedru este văzut ca un om simplu, crescător de animale. Când se aprinde focul în ajun de Sfântul Dumitru, pentru aprinderea lui trebuie ales un brad verde care va fi ars. Acesta va fi ales cu câteva zile înainte de cete de copii însoțite de câțiva tineri. Pe înserat, tot copiii sunt cei care aprind și focul în prezența întregii suflări a satului. Dacă tinerii reușesc să sară peste foc, înseamnă că se vor căsători anul ce urmează, iar copiii vor fi sănătoși. Cei vârstnici vor lua din focul aproape stins un tăciune pe care îl vor arunca în livadă pentru ca aceasta să fie roditoare anul viitor. Tot atunci femeile oferă participanților fructe de toamnă și colaci. Tot de Sfântul Dumitru, adică în ziua de Sâmedru, încep să fiarbă vinurile și se mută pomii tineri în livadă. Peste 340.000 de români își sărbătoresc ziua onomastică de Sfântul Dumitru. Cei mai mulți dintre aceștia sunt bărbați, astfel că pe 285.479 de români îi cheamă Dumitru, pe 8.563 Mitică, pe 5.483 Dimitrie, pe 1.249 Dumitrache, pe 189 Dimitre sau Dimitri și pe 559 Mitu. Dintre doamnele și domnișoarele care poartă numele ocrotitorului Bucureștiului, cele mai des întâlnite prenume sunt Dumitra 34.558, Dumitrița 6.339, Dumitrana 374 și Demetra 325.